Dar în urma studiilor s-a constatat că cu banii cu care se, care se cheltuie în sistemul medical pentru vindecarea unui bolnav de cord care ajunge în situație în care trebuie operat, s-ar putea face profilaxie la 1000 de pacienți. Deci, poate că am făcut o paranteză cam largă, dar undeva toate își găsesc... Asta ar însemna că ca toți medicii de familie să facă această competență și toată populația lumii să fie mult mai sănătoasă și mai voioasă. Nu, asta... Deci eu urmăresc să expun doar o idee pe care medicii și acupunctori și cei care cunosc Ayurveda o cunosc foarte bine. Acesta a profilaxiei, deci a prevenirii. Se spune în medicina chineză că pe vremuri existau două categorii de medici. Ei considerau că există două feluri de medici, medicii superiori și medicii inferiori. La prima impresie, când auzi această idee, ai vrea să crezi că medicii superiori sunt cei care te vindecă și te fac sănătos, dar culmea, chinezii consideră că medicii superiori sunt acei medici din China care se ocupă de tratamentul pacienților pentru a nu se îmbolnăvi niciodată. Asta ce înseamnă? Înseamnă că, uite, într-o țară de pe aceeași planetă cu noi, există o mentalitate și un arsenal terapeutic la care noi nici nu ne gândim astăzi. Cum ar fi să mergem la fiecare 3 luni la un acupunctor pentru că el ne tratează ca noi să nu ne îmbolnăvim? Și cum ar fi ca să trăim în continuare o stare de echilibru și de armonie, nu numai la nivel energetic, unde abordează el prin posibilitățile lui terapeutice ființa noastră ca să ne producă un echilibru, ci chiar să-l trăim în toată ființa noastră. Ce ar fi să folosim medicina pentru a ne crește calitatea vieții? Suntem la un canal de televiziune care chiar aceasta își propune. Good Life practic se referă la a trăi bine. Calitatea și vreau vieții. Să cred că suntem în stare să schimbăm ceva din viziunea noastră. Sigur că sunt tot mai mulți acupunctori în România, mai ales în București, dar nu numai, care sunt capabili să ne diagnosticheze tipologia constituțională. Tipologia constituțională ne spune direcția care, în care noi ne îndreptăm în mod firesc pentru a face anumite boli. Deci, cunoscându-ne tipologia constituțională, aceste tipologii sunt descrise în medicină tradițională extrem-orientală, fiecare în particularitățile ei, în felul ei particular de a vorbi. Chinezii vorbesc și descriu anumite tipuri constituționale, indienii cu Ayurveda, alte tipuri constituționale, și vietnamezii practică acupunctura. Homeopații, alte tipologii. Dar toate acestea descriu tendința noastră de a ne îndrepta către anumite tipuri de boli. E, dacă eu știu că am o anumită tipologie constituțională și o pot să-mi o tratez, ar fi firesc să investesc în sănătatea mea mai multă atenție și mai multă energie. Uite, este un punct de vedere pe care îl propun nu numai a celor care ne ascultă și ne vizionează astăzi, cât și medicilor care încă consideră că este o șarlatanie să folosești homeopatie, să te duci la acupunctor sau, Doamne ferește, la vreunul care știe Ayurveda. Vă spun că este un, într-adevăr un domeniu cu multe, multe surprize. Vă întrerup să fac un apel către telespectatori. Dragi telespectatori, dați telefoane, aveți 2 specialiști aici, sunt speciali, specialiști și vă rog să-i sunați, să le adresați întrebările dumneavoastră. Un psiholog și un medic de terapie alternativă, cred că vă pot răspunde la multe întrebări despre cum să facem să ne fie bine, să ne fie bine fără să ajungem să ne tratăm o boală. Nu? Da. Da? Am reușit să fac o sinteză. Pot să vă povestesc o poveste a unui alt medic. Pe vremuri asistam la o prezentare a medicului Florin Brătila, care a fondat Centrul Metodologic de Acupunctură din București. Unul dintre puținele centre, practic, terminologia de centru metodologic este practic un centru de cercetare, de studiu. El este sponsorizat, susținut de stat, de minister. Și acest doctor, pe care îl cunosc foarte mulți dintre ascultători și așa, publicul nostru, ne spunea că la un moment dat a avut un pacient care a fost mai deosebit și zice, l-am întrebat
cu ce suferiți, care este problema pe care o aveți, cu ce vă pot fi de folos. Și pacientul respectiv i-a spus, știți, eu am fost consul în Vietnam. A, bine, zice medicul, atunci am înțeles. Vă rog, așezați-vă aici. Zice, eu am pus diagnosticul energetic, am lămurit ce constituție avea, i-am pus tratamentul pe care l-am considerat de cuvință și după intervalul de timp necesar tratamentului, 20 de minute, i-am luat acele și am vrut să mi-au rămas bun de la el. Și mare mi-a fost surpriza că replica lui a fost următoarea. Domnul doctor, să știți că sunteți un medic foarte bun. Am rămas, povestea doctorul Brătilă, uimit. Dar de ce spuneți dumneavoastră ca pacient că eu sunt un medic foarte bun? Păi zice, știți, eu în anii pe care am petrecut în Vietnam ca și consul, am fost practic la fiecare 3 luni la medic să mă tratez pentru a menține starea de sănătate. Și, păi zice, și îmi punea exact aceleași puncte pe care mi le-a spus și dumneavoastră. Deci există un limbaj comun pe toate meridianele. Atunci când vorbim de profesioniști, ei au un limbaj comun, chiar dacă acesta se referă la o metodă de acupunctură, care, vedeți, s-a creat impresia, tocmai de către medicii care nu o cunosc, ar fi o chestiune oarecum relativă, plină de relative. Uite un exemplu care spune contrariu. Ce puteți să ne spuneți dumneavoastră? Cum vă ajută domnul doctor? Păi, medicinile, de fapt, tradiționale, sunt îngemănate. Ele iau în considerare, deci psihicul pentru ele este aproape pe primul loc, aș putea spune, că nu poți trata corpul dacă nu tratezi spiritul, dacă nu tratezi ideile pe care le are omul, dacă nu iei în considerare voința omului de a lupta. Pentru că eu degeaba mă lupt cu corp. Îți dau un exemplu, un cancer. Degeaba îi scot tumorii, fac radioterapie, îi dau toate minunile, dacă el, de fapt, nu are dorința de a lupta. Dacă acel om este psihic căzut. Neînlăturând cauza pentru care el are, a dezvoltat acel cancer, ok, îi extirp organul afectat. Punește în altă parte. Nu? Cauza au rămas, se va vedea în altă parte. Și atunci, ideea este să umblu pe cauză, psihic sau mental, sau și mental și psihic, și dacă se poate și fizic și energetic, este excepțional. Atunci luăm toate planurile de atac ale bolii. Iar acea persoană nu va mai fi un pacient, va fi o persoană sănătoasă. Aș adăuga eu partea mea de completare aici. Practic sunt implicat în acest răspuns indirect. Atât timp cât putem vorbi despre o dezvoltare fantastică, aș spune eu, a arsenalului psihologiei medicale actuale. Dacă stăm să analizăm tehnicile pe care psihologii apelează, unele chiar sunt inventate, sunt noi, aduc un element de noutate imprevizibil. Chiar foarte multe dintre ele se inspiră din tradiții medicale vechi, milenare, aș spune. Este firesc. Practic, astăzi în Statele Unite și în Anglia s-a dezvoltat un curent și nu numai, dar acest curent despre care vreau să pomenesc acum... O să vă rog să pomeniți după o scurtă pauză.